Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru luni. Ei bine, ziua de luni ne găsește așa puși pe a explora diferite lucruri și inițial e posibil să nu coincidă principiilor noastre de viață, inițial e posibil să nu ne placă foarte mult ceea ce descoperim, însă este un moment în care ni se cere să dăm dovadă de iubire, de pace, de răbdare. Este un moment în care doar așa putem să depășim anumite obstacole care pot apărea. De asemenea, este o zi cu multe clarificări. Avem Arcana Majoră, judecata aici, care vorbește în mod special despre revederi, despre împăcări, dar și despre acel moment în care spunem gata, am găsit soluția și am luat decizia și m-am eliberat. Este cu adevărat o zi foarte bună pentru călătorii, pentru tot felul de rezolvări legate de zona birocratică, legate de, știu eu, zona studiilor superioare, cei care aveți legătură cu așa ceva. E o zi foarte interesantă, doar că e o zi așa în care ni se cere să dăm dovadă de putere, ni se cere să dăm dovadă de răbdare, de iubire și este un moment în care pot apărea și certuri, pot apărea și discuții în contradictoriu, însă eu simt că e un moment în care suntem puțin treziți la realitate. Cu siguranță în privința unei persoane, în privința unei relații, unei situații, a unui coleg de la muncă, vecina, vecinul, activitatea noastră, am crezut noi că lucrurile sunt cumva. Și astăzi ni se arată cam care e adevărul. Tot astăzi e un moment în care inteligența aceasta emoțională ne poate ajuta extraordinar de mult. Pe toți. Da? Vreau să vă întreb, cum a fost eclipsa? Ce s-a întâmplat? Dacă s-a întâmplat ceva? Pentru mine chiar a fost un moment foarte, foarte fain, în care, da, chiar am reușit să mă eliberez și de ceva interesant, chiar legat de partea profesională. Nu că am închis ceva, dar a venit informația pe care o căutam de mult timp, a venit soluția deodată. Adică, soluțiile deja au venit câteva zile înainte, doar că, na, cumva, a doua zi după eclipsă, abia atunci am avut un moment de aha și atunci le-am pus la punct pe toate și mi-am dat seama că, uite, cam despre asta era vorba. Chiar vă rog să-mi scrieți ce s-a întâmplat și pentru voi din acest punct de vedere, dacă ați găsit soluții, dacă v-ați schimbat puțin anumite elemente prin viața voastră. Sper că mă auziți bine, pentru că nu prea mai am voce. Da? Eu acum filmez cumva în weekend și tot încerc să mă odihnesc, dar, spre exemplu, dimineața pisicile m-au trezit, am vrut și eu să profit că e weekend, dar n-am reușit. Da? Și mă înțelegeți. Bun, hai să începem cu zodiile. Te invit să asculți și de la zodie și de la ascendent. Vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și ce să vă zic că hai să vedem că e o săptămână, să știți, în care apar și surprize, o săptămână în care vin și rezolvările și asta e ok. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi prima parte a zilei, să spun așa, e bună. Sunteți foarte entuziasmați de informațiile care apar în jurul vostru, de persoanele cu care intrați în contact. Este chiar o zi în care aveți o intuiție extraordinar de bună. Însă, uite, e un moment în care ți se cere să nu îți pierzi credința. Poate o veste care apare din zona studiilor superioare, din zona străinătății, e o informație acolo care poate să țină și de zona legală și care să ți se pară ție foarte, foarte ciudată. Însă, uite, e un moment în care dacă aveai o părere despre ceva, despre cineva, uite, acum ea se poate schimba. Hai să vedem, dragi berbeci, și tarotul ce transmite, ce trebuie să cunoașteți. Și avem asul de spade pentru tine, o victorie, o veste bună, o clarificare. Trei de monede este ceva legat de un grup mai mic de oameni. Te întâlnești cu niște prieteni, cu niște rude. Văd aici o veste foarte bună pentru sufletul tău. Văd o clarificare, primești o veste bună legată de un proiect. Doi de bâte. Doi de bâte reprezintă un drum lung pe care îl faci, dar și niște planuri de viitor care apar și văd că poți avea o legătură cu internetul.
Marea preoteasă, o intuiție foarte bună pe care tu o ai astăzi, dar este și un moment în care poți să intri în contact cu tot felul de persoane mai spirituale, persoane speciale, persoane care cumva stau în locuri mai ascunse, în locuri mai secrete. Poate e un moment în care, uite, așa cum spuneam, tot ce ține de teoriile din mintea ta se cam schimbă. Se clarifică și asta e ok pentru tine. Știu că Mercur e retrograd, dar aici mă refer la altă parte a vieții. Pentru tine e pe bani Mercur acolo, deci nu e vorba de bani. Poate e vorba de valoarea ta personală, cât te valorifici. Zodia Taur. Dragii mei, Taur, pentru voi poate să fie o zi mai aglomerată, bineînțeles, dar este o zi foarte bună în care reușești să rezolvi ceva anume. Uite, ziua de luni vine pentru tine cu un moment ciudat. E acel moment în care tu credeai că persoana respectivă ți este prieten sau prietenă, doar că afli niște informații sau se întâmplă ceva ce nu-ți place și e ceva ce te scoate puțin din zona de confort. De asemenea, pentru unii tauri poate să fie ceva legat de o relație. De ce nu? Și cu adevărat, soluția ține de a închide ceva, fie de a închide o prietenie, fie soluția vine prin ideea aceasta că ești foarte mult protejat dintr-un anumit punct de vedere. Îți dai seama ce anume ar trebui să spui, ce anume ar trebui să nu spui. Atenție la ceea ce visezi luni seara, în mod special, luni spre marți, că în general va fi o zi foarte intensă pentru tine, dar uite, este o zi în care te poți conecta foarte mult cu lumea de dincolo. O zi în care tu ai foarte multă intuiție. Și asta îmi place mult. Hai să vedem, dragii mei tauri, și avem 7 de cupe și asul de monede. Ai foarte multe opțiuni, văd aici că îți faci niște iluzii, dar văd că mergi într-un loc nou sau îți cumperi ceva nou. Poate este o zi în care, așa cum am spus, o anumită dovadă, un anumit lucru palpabil care se petrece, te trezește și pe tine puțin la realitate. Îți dorești să faci ceva pentru cariera ta, pentru viața ta. Ai de făcut un drum undeva anume și îți faci tot felul de gânduri, dar până la urmă lucrurile sunt bune. Împărăteasa este cartea ta, însă poți avea o legătură și cu zodia Balanță. Este o zi bună pentru tine, o zi în care femeile te ajută în mod special, dar și tu, dacă ești femeie la rândul tău, ai un rol foarte important în povestea asta. O zi în care vei dori să te simți bine, să te relaxezi, vei dori probabil să intri în contact cu tot felul de persoane dragi ție, iar apoi avem 3 de spade. Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Unii tauri chiar v-ați făcut tot felul de iluzii în legătură cu o situație și acum aflați cam cum stau lucrurile. E o veste care nu-ți place, care nu-ți convine sau poate ți-ai făcut tu niște iluzii în legătură cu o persoană și acum vezi cu adevărat cum stau lucrurile. Și e bine pentru că elimini acele bule de săpun din viața ta. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, ceilalți din jurul vostru nu prea mai înțeleg așa cine sunteți, nu vă înțeleg modul de a acționa, nu vă înțeleg, nu știu, nu mai înțeleg cine sunteți voi prin societate, cam ce statut aveți, poate voi nu mai înțelegeți. Poate să fie o zi în care pot apărea și conflicte în relația cu șefii sau în relația cu persoanele importante din viața ta. Oamenii ăștia e ca și cum vin și îți spun, auzi, da, ai prea multe, nu știu, chestii în cap, da? Sau uite că relația ta nu e chiar atât de clară, uite că ceva nu e în regulă. Alți gemeni, nu știu, aveți tot felul de conflicte legate de clienții voștri, legate de persoanele din jurul vostru. Însă, rezolvarea vine printr-un prieten sau rezolvarea vine prin printr-un grup de oameni, rezolvarea vine prin ceva nou, prin ceva inovativ, prin a acționa într-un mod nou, da? Prin a te exprima, de ce nu? Parcă e cineva acolo care îți dă o formă, pentru că, așa cum am spus, ceilalți nu prea vor mai ști ce să creadă în legătură cu tine. Te întâlnești cu niște prieteni sau cu un grup de oameni foarte drag sufletului tău. Primești niște vești bune. Pajul de monede, prima carte pentru tine, și apoi avem 4 de bâte.
o bucurie pe care o ai, un succes, studiezi ceva, analizezi o situație, cei care aveți legătură cu examenele sau zona asta e ok pentru voi luni, doar că e un moment așa în care e ca încununarea muncii tale. Ai muncit la ceva, ai făcut-o acolo ce ai făcut și acum în sfârșit lucrurile sunt bune. Poți avea un câștig financiar în ziua de luni. Justiția, o legătură cu zodia balanță pentru unii dintre voi, se ia o decizie, o decizie foarte bună pentru tine. Studiezi niște acte, analizezi ceva anume. Ultima carte, 7 de bâte. Ceva te provoacă aici. Da? 7 de bâte reprezintă un moment în care fie tu începi să ai mai mare încredere în tine, după aceste vorbe pe care le ai, fie e un moment în care tu stai și te lupți cu ceilalți într-o anumită situație. Zodia Rac. Dragii mei raci, pentru voi este o zi în care vi se arată așa că teoria din mintea voastră cam nu e aceeași cu practica. Este un moment în care, nu știu, v-ați făcut voi acolo tot felul de iluzii, ați făcut voi ceva anume. Pe de altă parte, uite, poate să fie o zi în care e bine să fii puțin atent și pe zona sănătății. Încearcă să nu te bazezi doar pe energii, doar pe teorii, încearcă să pui puțin lucrurile în practică. Este o zi în care reușești să rezolvi anumite lucruri. Este un moment de conștientizare pentru tine. E un moment în care reușești să ajungi la un alt nivel. Fie ceea ce tu faci este apreciat de către ceilalți. Activități în viața de zi cu zi, rutină zilnică, fie pentru alții este vorba de locul de muncă, de sănătate. Pe acolo se rezolvă ceva. Poate ai ceva de făcut împreună cu o persoană importantă din viața ta. Posibil și acest lucru. Hai să vedem, dragi raci. Pajul de monede și 10 de spade. E aici o durere, e aici un final, se încheie ceva, o etapă, e o închidere legată de familie. Un ideal, da, pe care tu îl ai și care poate momentan nu se îndeplinește. Și atunci te-a pus și studiezi problema, analizezi situația. Poți avea parte de un câștig financiar sau să ai legătură cu o persoană mai tânără, cu o persoană care studiază. 10 de monede. Poți să rezolvi ceva important pentru casa ta, pentru familia ta. Văd o întâlnire cu un grup mai mare de oameni. Apoi avem 5 de monede. Poate să fie o problemă de sănătate care apare pentru tine în ziua de luni sau o problemă de sănătate în viața unei persoane extrem de dragi sufletului tău. 5 de monede înseamnă și abandon și acel moment în care lași în urmă un anumit lucru. Abandonezi ceva. Ieși dintr-o situație dificilă. Zodia Leu. Dragii mei lei, pentru voi, ziua de luni vine cu tensiuni în relația de iubire, pe tot ce ține de plăcerile tale, confortul tău. E ceva acolo ce te scoate din zona de confort, însă tot ziua de luni este foarte bună pentru tine în relația cu persoanele care se află la distanță de tine. Dacă ești leu și ești într-o relație la distanță, uite că lucrurile pot fi mult mai bune. Poți să comunici, poți să rezolvi ceva împreună cu partenerul. De asemenea, este o zi de luni în care tu ai foarte multă creativitate, îți vin foarte multe idei bune și uite, poți să te apuci să studiezi ceva legat de niște acte, ceva legat de o afacere. Eu nu spun că de luni gata ți-ai deschis afacerea și nu știu ce se întâmplă. Studiezi ceva, nu știu, afli o informație, acum că rămâne valabilă, că nu, cu siguranță sunt niște informații care te ajută. Este o zi de luni în care și tu ai foarte multă intuiție. Profesorii, mentorii sau persoanele specialiste pe un anumit domeniu te pot ajuta foarte mult în situația asta. Iar unii lei puteți avea discuții cu partenerul legate de o călătorie în străinătate sau legate de o călătorie mai îndepărtată, în general vorbind. Avem un 2 de cupe pentru tine și 2 de monede. Dragi lei, da, sunteți prinși între muncă și persoana iubită, între muncă și familie. Unii lei chiar vă gândiți aici foarte serios să luați o decizie în legătură cu o situație. 2 de monede înseamnă în acest context poate chiar și
o relație care nu este chiar atât de stabilă. Trebuie să mergi cu partenerul în două locuri sau ești între două persoane, trei de cupe, o bucurie, o întâlnire, o mică petrecere, îți vine cineva în vizită sau pur și simplu faci tu ceva ce te face să te simți bine. Pentru unii vedeți ce faceți, vedeți pe cine cunoașteți, că puteți să cunoașteți pe cineva sau poate cineva de pe stradă vă atrage atenția. Eu nu spun acum că vă băgați și într-o relație cu persoana aia, dar fiți puțin atenți. Apoi avem temperanța. Da, până la urmă reușești să te împarți așa între două situații, două lucruri diferite. Temperanța poate să însemne o împăcare, vindecare, o legătură cu un săgetător, însă este și un moment în care, nu știu, faci ceva de mâncare cu persoana iubită, gătiți ceva, faceți ceva. Da, pisica mi-a ună pentru că vrea să curăț litiera, ca să vă spun sincer, și unii cu siguranță o să vă supărați pe mine că v-am spus asta, dar de asta mi-a ună. Da, misu, imediat. Da, deci, dragii mei, nu știu, e ca și cum sunteți prinși, da? Ca și mine. Aveți și treabă de făcut și cineva din familie vă solicită sau cineva din apropierea voastră. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi pot apărea conflicte în relația cu membrii familiei în ziua de luni, în special luni seara. Ceva acolo ce nu prea mai înțelegi tu, dar e un moment în care ți se arată cam la ce ar trebui să renunți, fie la o atitudine pe care o ai, la o situație în care ești și e un moment în care, da, cu adevărat, relația cu familia, cu trecutul, cu casa, e dificilă, rău pentru tine. Nu că ar fi ceva negativ, dar e nevoie să schimbi niște chestii. Apoi, uite, soluția chiar de acolo vine, de a schimba ce. De a schimba modul în care te raportezi la o relație, fie că este relația cu un părinte, relația cu partenerul de viață, relația cu clienții, relația cu ceilalți în general vorbind. Da? Soluția e să schimbi, să te deschizi în fața unor noi obiceiuri, în fața unor noi situații. S-a liniștit pisica. Nebunul, wow, dragi fecioare, justiția, o legătură cu zodia Balanță. Dragi fecioare, rămâneți aici foarte surprinși în legătură cu niște acte, în legătură cu atitudine pe care cineva o ia și în legătură cu o decizie. Cineva ia o decizie pentru sufletul său, pentru inima sa. Poate să fie și o surpriză pe care o ai în legătură cu niște documente sau în legătură cu niște instituții publice. Roata destinului. Dragi fecioare, nu știu ce faceți voi astăzi, dar e o zi foarte profundă, foarte intensă pentru voi, în care ceva se închide, dar totuși văd noroc, văd bucurie. Ultima carte, 8 de bâte, o discuție pe care o ai cu niște persoane dragi ție, niște drumuri pe care le faci, dar fii atent, este o zi în care totul se desfășoară extrem de rapid pentru tine. Extrem de rapid, dar aici nu mă refer la lucruri negative. E un moment în care nu ai foarte multă intuiție astăzi. Ai doar că e cu surprize. Dacă ai crezut tu că o persoană face nu știu ce, ei uite că acum totul se schimbă radical pentru tine. E o veste bună pe care o afli legat de ceva anume. Zodia Balanță. Dragi Balanțe, pentru voi este o zi în care e bine să fiți puțin atenți pe drumuri, pe sănătate. Fiți puțin atenți la activitățile pe care le faceți în viața de zi cu zi, fie că aveți de treabă prin casă, fie că aveți de lucru, fiți puțin atenți acolo. E un moment în care e bine să fiți puțin atenți și pe drumuri, dar și pe discuții în contradictoriu care pot apărea. Soluția vine prin partenerul de viață. Wow. Da, v-am spus că pisicile nu m-au lăsat să mă odihnesc și eu în weekend. Momentan s-a terminat weekendul, sper să apuc. Revenind, pentru că nu mă simt prea bine și am nevoie de mai multă odihnă zilele astea. În fapt, în weekend, că n-am cum în timpul săptămânii. Dar revenind, cam așa și voi. Deodată așa o să fiți speriați de ceva anume. E un moment așa, ziua de luni pentru voi, în care puteți să aveți o discuție în legătură cu a pune în practică un proiect cu cineva, în legătură cu a rezolva o situație legată de acte, legată de hârtii, procese, nu știu. Da, misu,
Da. Avem un safir. Șase de monede, dragi balanțe, și șapte de spade. Ceva nu vă place aici în legătură cu niște cumpărături, în legătură cu o lipsă de ajutor sau o lipsă de recunoștință pe care cineva o are, da? Pentru că văd aici ceva neașteptat. Cineva pornește la o luptă pe neașteptate. Cineva fuge peste noapte. Atenție la hoți. Da? Serios, voi atenție la hoți. Șapte de monede. Da? Te rogi de cineva să nu plece. Șapte de monede îmi spune mie că stai și analizezi puțin trecutul sau intri în niște economii pe care le ai. Poate să fie și o zi în care în sfârșit primești un ajutor sau în sfârșit se clarifică ceva într-o situație ciudată, tensionată. Magicianul, aici văd, este clar o zi în care tu îți dai seama că ai toate elementele necesare, doar că, ce să vezi, decizia e fix la tine. Și e o zi în care ce-aș recomanda să fii foarte atent și să ții cont de următorul lucru. Dacă în trecutul tău o situație, o relație a mers într-o anumită direcție, într-un anumit context și acum te trezești într-o chestie similară, deci apropiată, vezi că nu o să fie așa, o să fie total invers, o să fie total neașteptat, lasă trecutul ăla în urmă. Da? E și o zi în care ești prins așa în mai multe activități, în mai multe lucruri. Zodia Scorpion, dragii mei scorpioni, pentru voi, uite, e ceva ce vă scoate din zona de confort. Nu vă simțiți apreciați, nu vă simțiți suficient împliniți. Ceva nu e ok. În relația de cuplu, în relația cu un copil sau este vorba despre o afacere. Acolo pot apărea tot felul de situații neprevăzute și ciudate. Atenție ce cumpărați undeva luni seara. Deci dacă vreți să ieșiți la cumpărături, vedeți ce cumpărați, că nu e un moment ok. Mai ales dacă vă recomandă cineva din jurul vostru produsul respectiv sau magazinul, bine, acum repet, voi faceți ce vreți, dar eu vă spun ca și avertisment. Tot luni, uite, soluția poate să vină pentru tine din zona locului de muncă sau soluția poate să vină pentru tine printr-o idee pe care o pui în practică. Rezolvi ceva. Poți să primești niște bani, iarăși, în ziua de luni. Până la urmă te simți apreciat, te simți bine, pentru că o să fie ceva ce nu o să-ți placă și o să încerci să îți dai cu părerea. Să spui ce te deranjează, adică, na, că așa e corect. 4 de monede, 8 de spade. Cineva se încăpățânează aici să rămână într-o închisoare, să rămână într-un blocaj. Poate e un moment în care și tu tot încerci să controlezi lucrurile. Tot de ceva timp cauți soluții, cauți persoane care să te ajute, care să te sfătuiască, cauți informații și uite că probabil astăzi pot veni. Șapte de cupe, ai tot felul de opțiuni, însă e bine să fii foarte atent. Uite, este o zi în care dacă ceva se blochează pentru tine, cineva de sus te ferește de un lucru rău. Da? Deci ce se blochează nu e de tine. Apoi avem asul de monede. Până la urmă găsești drumul, până la urmă reușești să faci ceea ce îți dorești. Asul de monede înseamnă stabilitate, prosperitate, noutăți plăcute care apar în viața ta, noi începuturi, lucruri pozitive care se petrec și ți se arată acea dovadă fizică, palpabilă, ceea ce așteptai. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, partea ciudată a lucrurilor este că apar conflicte cu o persoană din trecut, conflicte în familie, în casă, e un moment în care nu prea mai știi tu ce să faci și nici nu știi cum să reacționezi, nici nu știi pe unde să te împarți. Ideea este că e o zi de luni pentru tine în care partea bună a lucrurilor este că e foarte multă creativitate, vei avea chef să te distrezi, să trăiești viața la maxim, să te simți bine. E ok tot înainte, adică nu insista pe niște lucruri. Poate să fie și o zi în care ai crezut tu că o persoană e într-un fel, în special o persoană din familia ta, o persoană din casa ta, cineva vechi, da? Sau ți-ai făcut niște iluzii.
Și acum, în sfârșit, vezi că lucrurile nu sunt așa. Chiar, uite, o seară de luni bună în care poți să râzi, să glumești, să te simți bine, lucrurile sunt ok. Ești foarte bine susținut pe un anumit plan. 8 de bâte, dragi săgetători. Uf, 8 de bâte și 6 de bâte. O bucurie. Un drum scurt pe care îl faci, un succes pe care îl ai, niște vorbe bune pe care le auzi. Și uite, este o zi în care lucrurile se vor desfășura extrem de rapid în viața ta. Justiția, o legătură cu zodia balanță, fie iei o decizie importantă pentru tine, fie afli de un răspuns, ai legătură cu niște acte și reușești să rezolvi, cineva îți clarifică așa ceva din sufletul tău, astfel de bâte și ai o speranță mult mai mare. Ai o activitate nouă pe care o faci în ziua de luni sau poți să cunoști o nouă persoană. E o persoană foarte energică, plină de viață, cu un suflet tânăr. Acum nu știu dacă e și tânără biologic, dar ca și energie e o persoană foarte bună, are tot felul de idei, are multă creativitate, deci e o persoană ok. O zi cu multe bâte, dragi săgetători, deci o zi în care se petrec multe lucruri în viața voastră, dar așa cum spuneam, e ok să vă mai distrați și voi, mai lăsați problemele alea că nu sunt chiar atât de importante în ziua de luni. Zodia Capricorn. Dragii mei, prima parte a zilei, ca să spun așa, în mare parte, vine pentru voi cu un moment în care aveți niște discuții care vă șochează, pur și simplu. Este o zi de luni în care pot apărea conflicte în relația cu rudele, pe studii, pe drumuri. Este și un moment acolo în care cu siguranță ești și tu mai obosit sau simți nevoia să te odihnești, simți nevoia să te simți bine, să te retragi puțin. Ei, și ce să vezi, te trezești deodată cu niște discuții în contradictoriu, te trezești cu tot felul de persoane care îți cer ajutorul, dar care n-au o direcție așa anume. Și atenție puțin pe iluzii pentru tine. Vezi partea practică a lucrurilor. Soluția pentru tine, uite, vine printr-o discuție pe care o vei avea în casă și în familie. Soluția poate să vină printr-un drum pe care cineva îl face către tine sau soluția poate să vină prin a accepta ceva fix așa cum este. Trecutul bate la ușă, intri în contact cu persoane din trecut sau auzi ceva de o persoană pe care n-ai mai văzut-o de nu știu cât timp. Hai să vedem, dragi Capricorn, ce faceți voi. Patru de cupe. Șapte de bâte. Așa cum spuneam, dragi Capricorn, o discuție în contradictoriu. E un eveniment aici care nici ție nu-ți place, nici celelalte persoane nu-i place. Oricine ar fi celălalt. E ceva legat de un eveniment, e ceva legat de o petrecere, o discuție. Văd pe cineva care stă aici și plânge trecutul. Apoi avem 8 de spade. E cu blocaje aici. Fie te simți blocat, fie e un moment în care chiar rămâi foarte surprins și nu mai știi ce să spui în povestea asta. Unii capricorni, e posibil să vă simțiți lipsiți de putere. Acum, dragilor, fie vorba între noi, nici nu prea aveți energie. Că de marți încolo vă recăpătați energia. Chiar în noaptea de luni spre marți. Deci puteți să vă odihniți mai bine atunci și atunci vă recăpătați energia. Dar până atunci mai luați o pauză. Apoi avem 8 de monede. Ai de lucru la ceva anume, te concentrezi mult și asupra detaliilor. Este și o zi în care lucrezi la ceva anume. O zi în care iei lucrurile așa încet și sigur. Poți să afli de o problemă pe care cineva o are într-o activitate. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, pentru voi este o zi în care vă dați seama că cineva nu vă apreciază suficient. Prietenii, că voi nu vă apreciați suficient, da, și îi lăsați pe ceilalți, da, să facă ce vor și voi dați așa un pas în spate.
Ei, unii vărsători, e posibil chiar să întâlniți o persoană astăzi care să vă spună așa niște lucruri sau care să vă dea acolo niște lecții de viață și să vă simțiți puțin cam ciudat. Pe de altă parte, atenție puțin pe cumpărături și fără panică pe partea aceasta financiară, dragi vărsători, pentru că se rezolvă povestea. Rezolvarea vine printr-o rudă, printr-o discuție, printr-un plan de viitor, printr-un drum scurt. Deci ai rezolvare, ai ajutor, ai persoane alături de tine care te ajută. O discuție pe care o ai pe internet cu cineva anume și care, da, te poate ajuta foarte mult într-un context. 5 de spade. Asul de monede, un nou început. O bucurie pentru tine. Este și o zi în care, uite, ai niște discuții în contradictoriu, în legătură cu un lucru pe care vrei să ți-l cumperi în casă, o nouă persoană care apare în cercul de prieteni, sau ai o discuție în contradictoriu în legătură cu ceva ce vrei tu să cumperi, sau în legătură cu stabilitatea relației. Trebuie să te muți undeva, sau trebuie să faci niște schimbări. Alții puteți să auziți de o veste nouă, nu știu, un nou loc de muncă pe care îl are cineva din jurul vostru, noutăți care apar în viața voastră și chestia asta creează tensiuni. Apoi avem regina de spade. Wow, dragi vărsători, de ce faceți? Sunteți foarte clari, da? Este o zi în care sunteți foarte hotărâți, reușiți să vă clarificați ceva anume, puteți avea legătură și cu o altă zodie de aer, precum gemeni sau balanță, însă unii dintre voi puteți să rezolvați o situație. În discuția asta pe care o veți avea, vedeți că voi ieșiți învingători, dar vă cam impuneți. Da, mie îmi vine puțin să râd că, nu știu, persoanele care sunt în jurul vostru, nu știu cum vor reacționa, dar nu e negativ ce faceți voi. Da? Ultima carte, Cavalerul de Cupe, e de bine. Un drum pe care îl faci către o persoană dragă inimii tale sau cineva care îți face o invitație la o plimbare, la un suc, la un film undeva anume, tot Cavalerul ăsta de Cupe. Poate să însemne și un moment în care se rezolvă ceva legat de o relație. În sfârșit, lucrurile încep să decurgă foarte, foarte lin pentru tine sau pentru relație. Poate ceva trebuie clarificat și aveți niște discuții așa mai reci. Zodia Pești. Dragi pești, apare și pentru voi o criză de identitate. Oare cine ești? Oare încotro te îndrepți? Oare ești în relația potrivită? Ești singur, ești într-o relație, da, e un moment ciudat acolo. Vezi că undeva spre seară pot apărea conflicte și în relația cu partenerul de viață, în relația cu un părinte sau chiar în relația cu o persoană importantă. Ei, soluția vine prin a te valorifica mai mult. Soluția vine prin fie niște bani pe care îi primești, prin aprecierea pe care o primești. Până la urmă lucrurile se rezolvă. Poate ți este teamă de ceva anume, ți este teamă de un răspuns. Îți este teamă de reacția unei persoane, dar, așa cum spuneam, lucrurile sunt pozitive pentru voi. Hai să vedem, dragi pești, ce faceți voi. Spânzuratul, cartea ta. Păi e o zi în care ți se cere să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. 7 de spade. Păi dacă te simțeai trădat, uite, vezi astăzi și de ce erai trădat. Pentru că ți-ai făcut niște iluzii, n-ai văzut niște trădători, n-ai văzut niște oameni mai puțin așa plăcuți prin jurul tău. Apoi avem 9 de monede. Așa cum spuneam, fie soluția vine prin a te răsfăța și pe tine puțin și ai mai lăsa puțin pe ceilalți deoparte, că Saturn de acolo vrea maturitate de la tine. Primești niște bani sau ai niște cheltuieli de făcut. Apoi avem 2 de monede. Wow. Da, dragi pești, veți avea de mers în două locuri în ziua de luni sau va fi nevoie să vă împărțiți între două situații. Puteți să primiți niște bani și să-i dați la fel de repede. Da? Primiți bani și îi și dați. O legătură cu o persoană mai tânără sau o persoană mai jovială, mai jucăușă. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de luni. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc o zi de luni cât mai frumoasă și o săptămână cât mai relaxantă, cât mai plăcută, pentru că spre finalul săptămânii chiar avem parte de rezolvări, dar până atunci avem parte de surprize. Chiar marți e surpriza, o conjuncție între Soare și Uranus despre care am discutat în previziunile pentru săptămâna 8-14 mai. Și
Dacă ești membru în comunitate, cu siguranță ai văzut bonusul și acolo am discutat de mult de când au apărut filmările pentru mai. Vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă invit să distribuiți videoclipul, vă mulțumesc celor care v-ați abonat, vă mulțumesc în avans celor care o să vă abonați. Butonul abonează-te este gratuit, dacă vrei să te alături comunității, apasă alătură-te, acolo e altă poveste, ai toate detaliile după ce apeși butonul alătură-te. De asemenea, îți mulțumesc pentru like, pentru comentariu și să ne revedem cu bine și data viitoare. O săptămână superbă să ai!